APIA a anunțat astăzi că peste 2 milioane de euro se află în contabilitatea agenției pentru plata sprijinului cu plat în sectorul zootehnic. Banii vor ajunge la 450 de fermieri care au solicitat SCZ-ul în cadrul campaniei 2017. Precizăm că plata se efectuează în lei la un curs de schimb de 4,59 lei pentru un euro stabilit de Banca Centrală Europeană. Plafonele și cuantumurile sunt următoarele. Sprijin cuplat categoria bivoliță de lapte, număr de beneficiari 48. Plafon în euro 20.230. În cuantum de 187 de euro per cap de animal. Sprijin cuplat categoria taurine din rasă de carne și metișii acestora, număr de beneficiari 13. Plafon în euro. 142.565, în quantum de 520 de euro per cap de animal. Sprijin cuplat, categoria vaci de lapte, număr de beneficiari 389, plafon în euro 1.966.000, în quantum de 442 de euro pe cap de animal. În ceea ce privește suma totală autorizată la plată, atât pentru sectorul vegetal cât și pentru cel zootehnic, reprezentând avans aferent campaniei 2017, sunt alocați 935 de milioane de euro pentru un număr de 743.939 de fermieri, care au depus cererea unică de plată. Precizăm că 644,5 milioane de euro s-au plătit din Fondul European de Garantare Agricolă, iar diferența de 290,9 milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și cofinanțare de la bugetul național.